Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După niște superstiții chinezești, bine de știut că se reiau călătorile, unii chinezi Unii chinezi cred că aduce noroc să arunci monede în motorul avionului înainte de decolare. Poate dacă ești proprietar de pompe funebre chinezești. Recent un domn chinez, un domn chinez pe nume Wang a aruncat în motor 6 monede învelite în hârtie roșie pentru noroc, înainte de plecarea din orașul Weipang, China. Spera că așa va avea parte de o decolare ușoară. Că după aceea, practic, aterizarea nici n-ar mai fi simțit-o, dacă stau să mă gândesc. Știi cum fac? Dacă nu e cu burduf, când urcă pe scară, se uită, văd motorul și aruncă motor la reactor. În primul rând, trebuie să ai ceva precizie. Avea și 6 monede. Erau și mai multe. Deci ei mai multe că... norocoase și la ei. În cazul în care... Monedele au fost găsite la verificarea de dinaintea decolării de către angajații companiei respective. Presupun că sunt niște domni care caută cu magnet, ca în fântânile arteziene, mă gândesc, mai strâng. Așa, zborul a fost evident anulat, domnul Wang a fost reținut, restul pasagerilor, 148 la număr, relatează Spotmedia, au fost nevoiți să aștepte până a doua zi dimineață pentru a pleca la drum. În principiu că dacă a aruncat niște monede, poate cine știe, a aruncat și bancnote sau carduri și să căutăm tot, să recuperăm tot. Nu e prima oară. Cum ziceam, în februarie 2019, un alt pasager, în vârstă de 28 de anișori, a trebuit să plătească o amendă de $17,200 pentru același gest. I-a dat ceva. Da. Mărunțișuri, ar fi spus el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.